Rămân cu adevărat cele patru spitale din sectorul 1 fără finanțare? Care este situația? Explicați-ne puțin. Sigur, nu rămân fără finanțare. Din contră, noi ne-am angajat public că vom crește finanțarea pentru aceste patru spitale în bugetul pe anul acesta. Cu cât se va putea, vom vedea în funcție de resursele financiare. Ce se întâmplă? Există o ordonanță 70/2002 de pe vremea guvernului Năstase. Ea definește foarte clar două lucruri. La articolul 1 spune că unitățile spitalice sunt în administrare, deci au dreptul de administrare propriu asupra terenului, asupra clădirilor. Iar la articolul 4 spune foarte clar că finanțarea se poate asigura din bugetul de sector, din bugetul local. O hotărâre de Consiliu Local nu poate să bată niciodată o ordonanță sau legea care a aprobat, în fapt, ordonanța ulterior. La sectorul 1 era o situație care trena, într-adevăr, era și o hotărâre a Curții de Conturi, o măsură dispusă, ca aparatul primarului să facă, de fapt, al fostei administrații a școlilor desființată de primarul USR Plus, să facă demersuri pe lângă toți consilierii și să treacă în administrarea spitalelor cum cere legea. Una e dreptul de administrare, alta este finanțarea. Aceste spitale oricum sunt finanțate în mare, mare măsură de la Ministerul Sănătății prin contractele cu Casa. Sectorul contribuia cu diverse îmbunătățiri, susținerea unor cheltuieli cu utilitățile, cu întreținerea și așa mai departe. Va mai contribui în trecut cu sectorul 1? Asta vă spuneam, deci categoric. Deși în ultimii ani, trendul este descrescător, sunt bani mai puțin pentru aceste patru spitale de la sector, mai ales în pandemie, trendul trebuie să urce din nou. De aceea noi ne vom strădui ca în bugetul pe care îl vom susține la sectorul 1 să prindem banii necesari acestor spitale. Noi anunțăm deja public, altfel nu vom trece acest buget.